material este considerat pentru compartimentul de corp cea mai dificilă, cea mai pretențioasă, cea mai lungă lucrare coristică din întreaga literatură operistică. Nu din întâmplare are loc astăzi această premieră, 90 de ani după primul spectacol, după înființarea primei opere române de stat naționale, celui din Ceața. Care ne dă sfântul său nume, dacă îmi permite să spun așa, pentru festivalul care a început alaltăieri și care a avut loc a 20-a oară. De în acești ani, din 1953, de când s-a înființat acest lăcaș al artei lirice, și până astăzi s-au perindat generații întregi de soliști, de instrumentaliști, de dirijori, de regizori, de directori. Unii au venit, alții s-au dus, au fost succese, au fost înfrângeri. Succesul este întotdeauna consecința înfrângerii, zic eu. Dar există o constantă a calității în acest lăcaș. A 50-a stagiune lucrează, creează aici o personalitate și pentru această personalitate îmi permit să vă deranjez și să vă rup câteva minute din pauză, care este pentru mine unică în țara asta. A trecut România noastră în ultimii 50 de ani prin multe bune și prin multe rele. Hai să nu comparăm acum unele cu rele. Dar calitatea constantă a acestei instituții a fost și este corp. Toate teatrele lirice din lume. Eu, în activitatea mea destul de lungă, am cunoscut multe opere mari, mijlocii și mici, mulți directori de corp, dar un om de calitatea, de știință, de modestie, de bunătatea, de, eu nu mai găsesc cuvinte asemănătoare cu a tuturor generațiilor trecute în acest jumătate de secol.
a dumneavoastră, a celor dinaintea dumneavoastră, a celor dinaintea, dinaintea și dinaintea dumneavoastră, a soliștilor, a orchestrei, a publicului și autorilor. Și permite-mi să-ți mulțumesc cu respect și cu adânca plecare din partea Festivalului Enescu și, dacă permiți, și numele meu personal. Thank you.
lui pe care, de fiecare dată l-a ascultat atât de frumos și atât de artist. Sănătate multă tuturor și felicitări din toată inima.